Vă propun astăzi pe ordinea suplimentară o ordonanță de urgență care îndreaptă o mare nedreptate făcută de guvernul anterior cu privire la chiriile percepute de către autoritățile locale în apartamentele ANL. Astfel am avut situații în care de la 70 de lei chiria care era până anul anterior, până anul trecut, ajunsesem la o chirie de 700 de lei de familie. Aceste locuințe sunt de fapt locuințe sociale pentru tineri, pentru cei care nu au venituri suficiente și în aceste considerente astăzi vom propune această ordonanță de urgență care corectează aceste elemente, ținând cont atât de rangul localităților, cât și de veniturile familiilor care beneficiază de aceste locuințe anele.